Bine v-am regăsit, prieteni, încă e carantină și încă fiecare din noi caută diferite ocupații pentru a rămâne cât de cât conectat la distracție. Acum câteva zile am publicat un filmuleț despre cele mai trăsnite aventuri ale sportivilor pe vreme de carantină și am promis că voi face și partea a doua. Și uite că a venit acest moment, la fel ca și data trecută vom face un mic top 5, sper să vă placă. Deschide topul nostru Cesc Fabregas. Mijlocașul spaniol își petrece carantina în locuința sa din Monte Carlo. Într-o dimineață, probabil inspirat de filmul Coming to America, Fabregas a decis să-și înveselească vecinii. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! Pe locul 4 se află șmecherul Andy Murray. După anularea turneului Mutua Madrid Open 2020, patronat de Ion Țiriac, responsabilii competiției au inventat un concurs alternativ disputat online prin intermediul jocului video Tennis World Tour. Primul care s-a prins a fost Murray, el fiind chiar unul dintre organizatori. Scoțianul a avut tot timpul din lume pentru a se antrena și pentru a câștiga fără probleme la turneul unde era unul dintre oficiali. Învingătorul a primit 150.000 de euro, acești bani însă nu au stat prea mult timp în buzunarul scoțianului. Acesta i-a donat imediat tenismenilor care sunt mai jos în clasament și care se confruntă cu adevărate probleme financiare. Deschide podiumul Paul Pogba, care a schimbat uniforma sportivă pe shorts-ul de bucătar. Starul lui Manchester United i-a pregătit o surpriză mamei sale, gătindu-i celebra prăjitură franceză galette de roi. În vreme ce gătea tortul, Pogba a mai jonglat cu o minge prin casă, apoi a povestit cât de bine se pricepe la gătit fel de fel de bunăciuni. De asemenea, pe timp de pandemie, mai multe surse media internaționale au vorbit despre faptul că Paul Pogba ar putea să o părăsească pe United în timpul cel mai apropiat, iar una din destinații ar putea deveni Real Madrid. Noi continuăm cu unul dintre cei mai generoși sportivi pe timp de pandemie. Este vorba despre portarul celor de la Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp. Acesta a fost de departe cel mai activ participant al proiectului inițiat de clubul german pentru a-i ajuta pe fanii mai vârstnici care nu pot să-și asigure bunurile necesare. Pe lângă faptul că Trapp a livrat zi și noapte produse alimentare bătrânilor, acesta a făcut o surpriză imensă și pentru 5 puști. Portarul le-a dăruit tricourile cu autografele jucătorilor de la Frankfurt, copiii au fost mai fericiți. Ciți ca niciodată. Și în final, pe primul loc se află isprava lui Jack Grealish. În dimineața lui 29 martie, englezul, ca un cetățean exemplar, a trimis un mesaj video pentru toți urmăritorii săi, în care i-a rugat să nu iasă din casă. To help save lives, you must stay at home. Only leave your house to buy food, to buy medicine or to exercise, and always remember to stay at least 2 meters apart. This is urgent. Protect the NHS. Stay home. Save lives. Însă la câteva ore după ce a postat filmulețul, Jack Grealish și-a distrus Range Rover-ul pe străzile din Londra. Acesta a lovit inițial o auto utilitară care i-a rupt bara de protecție, apoi a mai lovit un Mercedes ce costă 30.000 de lire sterline, mai târziu altul de 20.000. Apoi Grealish s-a oprit în gardul unei agenții imobiliare. Fotbalistul a dispărut pe jos de la fața locului înainte de sosirea poliției. Totuși, într-un final, starul lui West Ham a plătit toate pagubele, de asemenea și-a cerut public scuze. Atât pentru astăzi, prieteni, dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!